Cât se face? Bună dimineața tuturor! Stimată doamna ministru, stimate reprezentante ale Delegației Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, stimate domnule președinte a raionului, dragi mămici, colegi, audiență, vă zicem bun venit la Hâncești! Suntem mândri de faptul că cea de-a cincea ediție a Caravanei Alăptării începe la Hâncești și că unul dintre cele mai frumoase evenimente pentru mămici, viitoare mămici și părinți, are loc astăzi la noi. Caravana Alăptării a adunat de-a lungul anilor mii de mame și tați, fiind evenimentul principal din țară care promovează alăptarea, beneficiile alăptării exclusive atât pentru sănătatea și buna dezvoltare a copilului, cât și pentru sănătatea mamei. Este evenimentul care a pus în discuție importanța vaccinării copiilor, precum și alimentația mamelor și a combătut miturile despre mâncare și alăptare. Cunoaștem cu toții că laptele matern este singurul aliment care satisface nevoile de creștere și dezvoltare a copilului, pentru că îi oferă toate elementele nutritive de care are nevoie pentru o dezvoltare sănătoasă. Anul acesta, genericul caravanei este alăptarea pentru toți copiii, sprijin pentru fiecare mamă și familie, iar campania va ajunge în alte 6 localități din țară, fiind organizată de Ministerul Sănătății cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, Uniunii Europene și Guvernului Statelor Unite. În acest context, o invităm la microfon cu un cuvânt de salut pe doamna ministru al Sănătății, Ala Nemerenco. Bună ziua tuturor! Sunt foarte bucuroasă să mă aflu astăzi aici la Hâncești și din simplu motiv că vreau să aduc aminte că prima ediție a Caravanei Alăptării la Sân a fost desfășurată în 2019, deci atunci când eram în primul meu mandat de ministru, a avut loc evenimentul la Institutul Mamei și a Copilului și cu excepția unui singur an în care pandemia își lăsase o amprentă mult mai gravă în 2020, ea se desfășoară cu succes în fiecare an. Astfel, sunt bucuroasă să vin să vorbesc la acest subiect și să susțin organizatorii și în special Organizația Mondială a Sănătății, care este un prieten fidel a acestei caravane, care se desfășoară în această perioadă la nivel internațional și noi trebuie să ne aliniem acestor politici cu atât mai mult că toate bunicile, străbunicile noastre, de fapt, au făcut copiii să fie sănătoși, alăptarea la sân fiind, de fapt, un lucru foarte frecvent întâlnit. Din păcate, tehnologiile totdeauna au venit și cu un impact negativ. Lumea modernă cumva a influențat alăptarea la sân și mămicile au cedat, probabil, în ultimii 50 de ani, astfel descrescând, influențând negativ procentul mamelor care alăptează la sân, măcar în primele 6 luni, ca să numim o alimentație exclusivă la sân. În lume,
acest procent de alimentație exclusivă cu lapte matern de până la 6 luni este egală cu circa 48%. Noi suntem mai fericiți să avem acest procent undeva la 78 și în ultimii ani l-am crescut până la 80 și virgulă ceva, dar acesta rămâne să fie totuși un procent mic, deoarece este vorba doar de primele 6 luni, pe parcurs până la vârsta 1 an sau chiar mai departe, pierzând mai multe mămici și copii din acest maraton. O să discutați astăzi, pe parcursul acestui eveniment, despre toate beneficiile alăptării la sân, cât aceasta este de important pentru copil și pentru mămici, deoarece laptele matern conține tot ce este necesar pentru un copil, astfel ca să-i asigure o creștere sănătoasă și, ce este de asemenea foarte important, o imunitate sănătoasă. Acești copii sunt mult mai sănătoși în comparație cu categoria de copii care sunt lipsiți de acest mare avantaj. Totodată este foarte importantă conexiunea psihologică a mamei cu copilul atunci când copilul se află la sânul mamei și comunicarea între ei este una foarte și foarte apropiată. Ne mai vorbim de faptul că, de fapt, alimentarea la sân este o alimentare foarte comodă pentru mamă. Ea nu este dependentă de acești substituenți pe care trebuie să-i pregătească, de cratițe, de bucătărie, de încălzire și multe alte lucruri. Deci ea poate chiar să se miște, să fie mult mai mobilă cu copilul alături și să-l hrănească totdeauna atunci când este necesar. Eu vreau să încurajăm cât mai mult promovarea alăptării la sân pentru toate mămicile și cunoaștem că de multe ori există diferite impedimente atât de ordin medical, social sau psihologic când se naște copilul, astfel ca mămica să renunțe și să nu facă acest efort pentru a menține alăptarea la sân. Vreau să nu renunțați și vreau să promovăm toți împreună, atât lucrătorii medicali, cât și mămicile, tații, din experiența lor cu primul copil, celorlalți care se află în jur, ca să neapărat să apeleze la sfaturile personalului medical și în special personalului care este pregătit să consulte cum trebuie să aibă loc o alimentare la sân atunci când într-adevăr mămica se confruntă cu careva bariere. Eu sunt foarte bucuroasă că astăzi avem aici și reprezentanții autorităților publice locale în persoana domnului președinte și aceasta spune că comunitatea de fapt susține toate demersurile sistemului de sănătate pentru ca să avem o sănătate mai bună în rândul cetățenilor noștri, începând de la naștere și chiar înainte de naștere, atunci când micuțul se află încă în burta mămicului, mămicii. Deci eu vreau să vă doresc multă sănătate pentru mămici în primul rând, deoarece este o perioadă destul de importantă pentru dumneavoastră, pentru tătici să-i încurajez să fie alături de dumneavoastră, pentru cei micuți să crească absolut sănătoși, să ajungă la noi doar pentru examene profilactice, pentru ca să-i cântărim, să vă oferim sfaturi, să-i vaccinăm și niciodată să nu ajungeți pe pat de spital. Este ceea ce vă doresc din tot sufletul. Noi la Ministerul Sănătății facem tot posibilul ca să modernizăm cât mai rapid sistemul de sănătate, ca el să fie pregătit, într-adevăr, pentru a oferi servicii de înaltă calitate pentru cetățenii acestei țări. Eu doresc un start reușit acestei caravane și este foarte important că anul acesta ea a ieșit cumva din hotarele Chișinăului și a instituțiilor celor mai mari, ea merge tot mai aproape de oameni, inclusiv și în comunități mai mici. Trebuie să susținem aceste mesaje, să susținem mămicile și copiii și fiecare trebuie să înțeleagă care sunt avantajele medicale atât pentru cel micuț cât și pentru mămică. Și nu aș vrea să iau pâine colegilor mei medici, fiindcă ei o să vă explice foarte clar, inclusiv care sunt avantajele mămicilor și sănătatea lor, cât de bine este influențată de faptul că ele alăptează la sân pe cei micuți. Vă încurajez să-i lăptați
pentru o perioadă mult mai mare decât 6 luni, să-i treceți, să-i ajungeți măcar la un an și jumătate și ei să poată vorbi și să poată să se apropie de dumneavoastră și să spună ce-și doresc. Multă sănătate și un start bun acestei frumoase caravane. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna ministru. Uniunea Europeană este unul dintre partenerii importanți din domeniul sănătății. Datorită suportului extraordinar al Uniunii Europene, țara a recepționat echipamente medicale performante, dar și primele vaccinuri anti-COVID. De asemenea, în cadrul proiectului regional destinat țărilor parteneriatului estic, au fost realizate activități de sprijinire a procesului de vaccinare din țara noastră. Despre importanța vaccinării vom vorbi încă o dată la evenimentul de astăzi. Îi oferim cuvântul doamnei Evgenia Hiora, manageră de proiecte de la Delegația Uniunii Europene din Republica Moldova. Stimată doamnă ministru, stimați parteneri, stimați oaspeți, bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi este o plăcere deosebită să vă salut în numele Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova la lansarea celei de-a 5-a ediției a Caravanii Alăptării. Uniunea Europeană recunoaște importanța alăptării și în primul rând, eu aș dori să mulțumesc partenerilor noștri de încredere, Organizația Mondială a Sănătății, pentru organizarea acestui eveniment în cadrul inițiativei regionale de promovare a vaccinării, implementate în țările parteneriatului estic cu sprijinul Uniunii Europene. După cum am zis, Uniunea Europeană recunoaște importanța alăptării și a luat măsuri pentru a o proteja, promova și susține. Alăptarea este încurajată de mult timp în Europa pentru a îmbunătăți starea de sănătate a copiilor. Deși alăptarea este o formă biologică de hrănire a copiilor în primii ani de viață, datele sugerează că rata alăptării este sub recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. În ultimul deceniu, rata de alăptare a crescut cu 10% și a ajuns la 48% la nivel global. Totuși, pentru a atinge obiectivul de 70% până 2030, este nevoie ca noi să lucrăm și să eliminăm obstacole cu care se confruntă femeile și familiile. Trebuie să creăm spațiile prietenoase alăptării la locuri de muncă și să elaborăm politici prietenoase familiei. Alăptarea oferă multe beneficii. Ea îmbunătățește sistemul imunitar al copiilor, reduce riscul bolilor infecțioase și cronice, contribuie la o relație mai puternică între mama și copil și nu în ultimul rând asigură nutriția optimă pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Eu cred că alăptarea nu trebuie să fie percepută ca fiind doar responsabilitatea femeilor. Alăptarea ar trebui să fie un efort al întregii familii. Deși bărbații nu pot hrăni direct bebelușul, ei pot susține mama și contribui semnificativ la succesul alăptării. Alăptarea nu este întotdeauna ușoară. Câteodată mamele se confruntă cu oboseală, cu disconfort fizic, cu probleme de atașare a bebelușului și multe alte provocări. Și în aceste momente, susținerea partenerului sau al familiei este foarte crucială. De exemplu, tatăl poate ajuta cu treburile casnice, poate să pregătească mesele sau să ofere o mână de ajutor în timpul nopții, poate pentru a schimba scutece sau a aduce bebelușul mamei pentru a fi alăptat. Participarea și implicarea taților în alăptare
într-adevăr face o diferență și creează un mediu de susținere și încurajare pentru femei. Eu personal am 2 copii, pe primul am alăptat 3 ani, pe al doilea 2 ani și cred că aceasta este una dintre cele mai bune investiții pe care eu am făcut pentru ei și pentru relația mea cu ei. Noi, într-adevăr, sperăm că în rezultatul acestei campanii va crește atât rata de alăptare, cât și rata de vaccinare a copiilor pentru o societate mai sănătoasă în Republica Moldova. Noi, la rândul nostru, vom continua să promovăm astfel de campanii împreună cu partenerii noștri de la Organizația Mondială a Sănătății și Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim mult, doamna Hiora. Laptele matern este esențial pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului, oferindu-i toate substanțele nutritive necesare pentru o creștere echilibrată și protecție împotriva bolilor. Alăptarea rămâne a fi cel mai bun start în viață pentru fiecare copil. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă la sân a copilului până la 6 luni și continuarea alăptării cu introducerea treptată a alimentației complementare până la 2 ani. Astăzi, alături de noi, este doamna Miliana Gârbici, reprezentanta Organizației Mondiale a Sănătății, pe care o invităm la microfon. Bună ziua tuturor! Madam Minister Nemerenko, thank you so much for supporting this noble event and noble activity, because I'm amazed seeing here all these babies and they're listening to us very carefully. Bună dimineața, doamnă ministră, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați sprijinit acest eveniment nobil și pentru că văd că aici avem foarte mulți copii care ne ascultă cu multă atenție. It shows how important it is to the mothers and to all the families, and I would like in this regard also to thank Mr. President and domnul director for hosting us, and of course to the European delegation to Moldova and our other partner US Embassy to the Republic of Moldova for being with us today. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru mame și pentru familii și de aceea aș vrea să mulțumesc și domnului președinte și domnului director care ne găzduiește, precum și partenerilor noștri, delegația Uniunii Europene, precum și ambasada Statelor Unite în Moldova. So yes, indeed, we are today marking 2 events. One is the Breastfeeding Week and the other one is the 5th edition of the Moldovan Breastfeeding Caravan. Noi marcăm acum 2 evenimente, pe de o parte săptămâna alăptării, precum și a 5-a ediție a caravanei alăptării în Moldova. So we want to celebrate breastfeeding moms in all their diversity, being Moldovans, Ukrainians, to celebrate them throughout their journey, but also to celebrate the ways that families, communities, local authorities, health workers support breastfeeding. Și noi vrem să aducem un omagiu mamelor care alăptează în toată diversitatea lor, fie că sunt cetățenii ai Moldovei sau cetățenii ai Ucrainei sau alte țări. Și vrem să modurile prin care familiile, comunitățile, lucrătorii medicali, precum și autoritățile publice locale pot să sprijine mamele în această călătorie. And we are also happy to see that our breastfeeding caravans are joined by families, it is joined by partners, but also by grandparents, and we know how important grandmothers are in supporting breastfeeding. Și ne bucurăm să vedem că la această
parte partenerii, bunicele și noi știm cu toții cât de importante sunt bunicele în alăptare. So we had up to now 25 breastfeeding caravans across the country and we reached out to more than 1,200 parents with information about breastfeeding, but also we use this opportunity to share other information about child health, about vaccination, about nutrition, lactating and other health information. Și în cadrul acestei caravane am avut deja două evenimente prin care am ajuns la 1200 de părinți. Am oferit informații de privind alăptarea, alte informații privind sănătatea copilului, vaccinarea. Importante. So we appreciate very much our colleagues, dear colleagues, health workers who are here with us today as well. And we know that their engagement is absolutely crucial in promoting breastfeeding practices. Și am vrea să mulțumim colegii care sunt aici și vrem să spunem că implicarea lor este foarte importantă pentru promovarea practicilor legate de alăptare. And in this regard, we already trained more than 300 nurses, and there is a module on breastfeeding that is now included in bachelor curricula for nurses at the State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Desdemitanu. Și am reușit să facem instruiri pentru aproximativ 300 de asistenți medicali și acum, de asemenea, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie există un modul privind starea la nivelul de licență pentru asistenții medicali. Yes, you heard that breast milk is absolutely ideal for infants because it is safe, it is clean, it contains antibodies that protect infants against many childhood diseases. Și ați auzit că laptele matern e foarte important. El este ideal pentru a ajuta copiii. Laptele este sigur, este curat și conține anticorpi care ajută copiii să fie protejați împotriva bolilor copilăriei. And because it is also full of nutrients, it provides energy. That's why, as it's been said before, WHO recommends exclusive breastfeeding in the first 6 months to be complemented by after 6 months of life to continue with breastfeeding, but to be complemented with adequate complementary food. De asemenea, laptele matern are nutrienți și oferă copilului energia de care are nevoie. Prin urmare, OMS susține sau recomandă hrănirea exclusivă la sân până de 6 luni a copilului, iar apoi continuarea alăptării împreună cu adăugarea altor alimente. And we repeat on saying this because we know that children that are breastfed, they are less likely to be overweight and obese. They are less prone to some diseases later in life like diabetes, while mothers that breastfeed, they are at a lower risk of getting breast and ovarian cancer. Și noi repetăm aceste lucruri pentru că știm că copiii care sunt alăptați au mai puține șanse să devină supraponderali sau obezi, de asemenea mai puțin predispuși să dezvolte anumite afecțiuni precum diabetul, iar mamele care alăptează au mai puține șanse să dezvolte cancer ovarian sau de sân. So there are countless benefits of breast milk, and if we have to be aware of it, as we know that marketing of breast milk substitute is very aggressive, and we are never going to go for this one when we have the opportunity to have safe breastfeeding. Sunt foarte multe beneficii ale alăptării și știm foarte bine că marketingul pentru produsele de substituire a laptelui agresiv. De aceea este important să promovăm alăptarea. And this is why we are all here together to support all the parents to provide best start in life for their children.
De aceea suntem aici pentru a sprijini toți părinții să se asigure că copiii lor au un start bun în viață. Mulțumesc mult! Vă mulțumim mult, doamna Gârbici! Astăzi, mămicile și părinții au posibilitatea de a primi răspunsurile de la experții OMS Daniela Madan, medicul pediatru Oxana Turcu și consultantele de la Mămica Alăptează, la întrebările despre beneficiile și pozițiile alăptării, cum se formează laptele matern, alimentația mamelor care alăptează, modul în care pot fi prevenite complicațiile. Și pentru că ne bucurăm împreună de acest eveniment frumos, cu permisiunea tuturor, vom face și fotografii, iar mămicile se vor bucura de mai multe surprize pe parcursul întâlnirii noastre. O invit la microfon pentru a modera evenimentul de astăzi pe doamna Oxana Turcu, medic pediatru. Eu am să vin un pic mai aproape. Nu știu dacă îmi permite pozele, dar... Bună ziua, dragi mămici! Mă bucur mult să vă văd în număr foarte mare. Da, mersi. Sper că sunt și bunici și tătici. Văd și tătici, pentru că, după cum au zis și oaspeții noștri, alăptarea nu ține doar de mamă. Pentru că alăptarea, deși ni se pare nou, un produs alimentar, nu este doar despre mâncare, este despre foarte multe momente importante și așa cum punem pasul corect de la bun început, așa vom merge startul, așa va fi startul în viață. De aceea și avem azi oaspeți atât de importanți pentru ca să accentueze doar importanța acelei teme despre care am venit să vă vorbim. Și sper că multe din voi și-au pus această întrebare. Am să pot eu să alăptez? Și când o să plecați acasă, sper mult ca să plecați cu ideea că da, puteți să alăptați. Și în momentul în care vorbim despre alăptare, să știți că, așa cum a vorbit și doamna ministru, că doar la nivel mondial, doar o jumătate, cam până la 50% din mămici alăptează exclusiv în primele 6 luni. Dar în realitate, practic, majoritatea, peste 90% din mămici ar putea să alăpteze. De ce? Pentru că este un proces hormonal care nu depinde de dorința noastră și el începe încă în perioada sarcinii. Deci, cam pe la 16 săptămâni de sarcină, hormonii responsabili de alăptare deja încep activitatea lor. Și chiar dacă copilul se naște prematur, natura a prevăzut și acest lucru și mămica ar fi putut să alăpteze dacă este pregătită și dacă dorește să facă acest lucru. Din acest motiv, este bine ca toți în familie să înceapă să vorbească despre alăptare încă din momentul ideal, clar, lucru de planificare a sarcinii, dar din momentul sarcinii, ca să o pregătească pe mămică, ca ea să fie odihnită, dornică de a alăpta. Pentru că este și un moment de fericire în alăptare și mămica, când este calmă, liniștită în familie, este bine, ea se simte confortabilă să alăpteze. Și acei lucrători medicali la care mergeți la vizitele profilactice pe perioada sarcinii, din nou trebuie să vă accentueze de fiecare dată cât de important este acest lucru. Și dacă vă ziceam despre hormoni, vedeți o poză foarte, foarte complicată, dar, după cum v-am zis, încă în săptămâna 16 de naștere sunt doi hormoni, progesteronul și estrogenul, care pregătesc sânii către alăptare. Și tot acel progesteron pune stop ca să nu se pornească lăpticul în această perioadă. Deci, încă în perioada sarcinii, în special către sfârșitul acestea, mai aproape de naștere, mămicile ce simțim? Cum se întărește pieptul? Cum el se umple, da, parcă cu lapte, el se pregătește deja să alăpteze. Dar încă nu vine lăpticul, pentru că încă nu este momentul. Și în momentul când se naște copilașul, se elimină
placenta, acest stop dispare și pornesc alți doi hormoni care sunt responsabili de startul alăptării și de menținerea acestuia. Știți care sunt acești doi hormoni? Deci primii din sarcină, vă am zis, progesteronul și estrogenul, iar pe parcursul după naștere, știți cum se numesc ei? Vreau să vă zic că la sfârșitul sesiunii o să avem și cadouri pentru cei activi și cadourile vor fi în baza celor mici întrebări-răspunsuri, deci dacă o să fiți atenți, vedeți acolo pernuțe pentru alăptare care o să vă ușureze mult alăptatul, credeți-mă, le-am folosit și eu și o să vedeți cât de comode sunt ele, deci ca să facem un pic mai interactiv, dacă știe cineva care sunt acești doi hormoni, din lucrătorii medicali, poate ne ajută prolactina, da, cel mai important care din start încă este, și al doilea, oxitocina. Deci avem doi hormoni care se produc la nivel de creier, vedeți acolo glandă micuță responsabilă de ea, și în realitate 98% de mămici ar fi putut alăpta, pentru că acele dereglări hormonale sunt extrem de rare. Dar nu vorbim de dereglări hormonale când mămica e obosită, epuizată, subalimentată, stresată, în depresie. Deci o mămică calmă, bine alimentată, și azi vom vorbi mult și despre alimentația mămicii, poate să producă acești hormoni și 98% de mămici ar fi putut alăpta, dar din păcate ați văzut că rata alăptării, da, în Moldova suntem mai norocoși, dar la nivel mondial este în jur de 50%, de aceea ne dăm seama că foarte multe probleme ar fi putut fi rezolvate doar dacă s-ar fi pus întrebarea și primit răspunsul. Și de aceea suntem astăzi în fața voastră pentru ca să rezolvăm anume acele probleme și să explicăm mămicilor că da, puteți alăpta, doar să doriți acest lucru. Deci avem hormonul prolactina și oxitocina și din moment în care înțelegem cum ele funcționează, de aici noi venim și cu recomandațiile pentru mămici. Deci dacă zicem de prolactina, ce zicem? Aplicarea copilului la piept cât mai precoce din momentul nașterii. Când este ideal să aplicăm cât mai precoce? În primele două ore, ideal chiar în prima jumătate, pentru că în momentul în care copilul imediat este pus la piept, aplicat la piept, pe mamelon sunt acei receptori care vin la creier și pornesc sinteza de prolactină. Și cu cât mai des o să-l punem pe copilaș la piept, cu atât mai activ acest hormon va fi eliminat și va produce lăpticul. Trebuie să înțelegem că de ce este important așa de vreme, pentru că activitatea și cantitatea prolactinii scade după prima săptămână. Și dacă primul pas, după cum v-am zis, este pus corect, așa va porni și alăptarea. Și aici foarte mult importă de mulți lucrători medicali care sunt în centrele de perinatale, în maternitate, ca să nu omită acest fapt. Pentru că, da, igiena nou-născutului este foarte importantă, dar este mult mai important imediat după naștere să-l pui pe burtica mămicii și ca el să-și găsească, da, cu năsucul, cu gurița, să găsească unde este acel piept, pentru că el știe. Deci natura ne-a făcut foarte deștepți, doar că noi uneori mergem împotriva ei. Nouă ni se pare în primele zile că avem puțin lăptic și nu este suficient și copilul plânge și copilul continuă să caute lăptic, dar nu fiecare plâns este din cauza foametei. Și mămicile simt lucrul ăsta și dacă noi o să le susținem și dacă bunicile, surorile din preajmă nu o să insiste că plânge pentru că nu ți ajunge lapte, mămicile vor ajunge să lăpteze mai departe. Deci, da, primele zile avem colostru, da, acel lăptic de aur, acele picături de aur, pentru că ele într-adevăr sunt picături, să nu așteptăm mult, pentru că în momentul când cineva vine și îți oferă sticluța cu lapte, acolo e mult, dar lăpticul mămicii este picături și aceasta este o bombă de imunitate, de alimentație pentru copil, pentru că anume în aceste picături vine tot ce îi trebuie copilașului în primele zile de viață. Uitați-vă, doar o picătură conține suficientă apă și chiar în zilele astea de multă căldură care le-am avut săptămâna trecută, da, până la 40, peste 40, copilul care este exclusiv alăptat era suficient să fie doar aplicat mai des la piept. Conține lactoză, deci el este dulce, el este gustos, conține proteină digerabilă ușor, deci alimentația
sistemul digestiv al copilașului abia se stabilește și în momentul când îi dăm acea proteină care ușor se digerează, se transformă în acei aminoacizi, ei pleacă spre creșterea copilului și deși lăptic este foarte puțin, dar copilul va crește și va adăuga pentru că este suficient. Avem acei aminoacizi esențiali, s-a vorbit azi că copilașul care este alăptat are în viitor un IQ, deci știm toți, da? Un grad de inteligență mai înalt. De ce? Pentru că lăpticul mămicăi conține aminoacizi nesaturați, ceea ce noi totdeauna cătăm pentru mâncarea copilului grăsimi sănătoase. Uite, acestea sunt grăsimile sănătoase, care sunt extrem de importante pentru dezvoltarea creierului. Și creierul se va dezvolta armonios. Suficiente vitamine și minerale. Deci absolut tot ce ține de nutriție pentru copilaș este alimentul ideal. Deci nu trebuie nimic să adăugăm sau să excludem din el. Și acele formule lactate care vin pe piață și ne zic că sunt absolut adaptate laptelui matern, să știți că nu este corect. Nu s-a învățat încă omenirea cât de performante n-ar fi ale noastre metode, da, inginerii să adapteze lăpticul artificial celui al mămicii. Da, ca cantitate, proteine, lipide, grăsimi, glucide sunt practic identic, dar calitatea acestora diferă mult. Și un copil care este alăptat, în viitor veți vedea că este diferit de cel care nu este alăptat. Totodată, tot acea picătură mică de lăptic conține și hormon de creștere, care o să-l ajute pe copilaș să crească și nicio formulă adaptată, credeți-mă, nu conține hormon de creștere, este imposibil să le adaugi acolo. Conține factori de imunitate și de aici s-a vorbit mult despre ele, deci conține anticorpi, conține enzime care distruge infecțiile și bacteriile care vin în tractul digestiv. Deci un copilaș care este alăptat face mult și mult mai puține infecții și respiratorii, și digestive, și de urechiușă. Deci este mult mai protejat. Deci noi de obicei zicem că primele 6 luni un copilaș alăptat practic nu face infecții. Dacă este alăptat frecvent, clar lucru că mai vin frățiorii de la grădiniță, de la școală și mai aduc infecțiile, dar oricum ele sunt mult și mult mai ușoare în evoluție, pentru că și mămica face acea infecție, sau mămica deja cunoaște acea infecție și factorii, imunoglobulinile, anticorpii deja trec în lăptic și îi dau copilului imunitate. Și bacterii bune. Da, noi toți zicem că laptele trebuie să fie steril, laptele trebuie să-l dăm la testul de sterilitate, nu este corect. Laptele este viu. El conține bacterii vii și aceste bacterii vii însămânțează, se duc în intestinul copilașului și fac acea microfloră intestinală foarte importantă pentru dezvoltarea de mai departe. Și studiile de azi deja zic că microflora este extrem de importantă pentru imunitate, pentru sistemul nervos, pentru prevenirea unor boli, precum este astmul bronșic și alte cardiovasculare, deci diabetul zaharat. Deci acele bacterii care ți-ar părea că sunt puține, nu sunt atât de importante, dar vin cu o funcție foarte, foarte mici, da? Nu le vedem, dar foarte, foarte importante. Deci sunt foarte mulți factori care sunt esențiali copilului în primele zile de viață și lăpticul, acel colostru care este mult mai colorat decât laptele obișnuit, este mult mai puțin în cantitate, dar el vine cu toate cele necesare. O poză mică, dar am să vă explic. Deci beneficii pentru copilaș, am zis, sunt multe. În primul și în primul rând este acel aliment necesar, important, ideal pentru copilaș și vreau să vă zic să nu ascultați niciodată când cineva vă zice că laptele tău nu este bun. Nu există lapte nu bun. Tot laptele mămicii este bun și este adaptat anume pentru copilașul dumneavoastră. Deci, când organismul știe că va veni un băiețel, el se pregătește cu un fel de lapte. Când organismul știe că va veni o fetiță, el face alt lapte. Deci, este foarte ideal strict pentru copilașul dumneavoastră. Nu faceți probe, vă rog, la lapte. Nu există proba de lapte gras, proba de lapte subțire. Deci, totul ține de tehnică și azi avem două doamne extrem de informate care o să vă explice cât de importantă este tehnica ca să scoateți acel lăptic. Nu stoarceți laptele, vă rog, că nu o să stoarceți atâta cât o să poată să stoarcă copilașul. Deci nu o să calculați cantitatea după această metodă. Laptele dumneavoastră este cel mai bun. Nu există lapte înnăcrit, nu există lapte bolnav. El este ideal pentru copilașul dumneavoastră.
Și pentru că laptele vine cu atâtea beneficii pentru copilaș, el vine cu multe beneficii și pentru mămică. Deci să nu credeți că doar oferiți. Alăptând, primiți foarte multe înapoi. Deci, trăim într-un secol de ritm foarte înalt, rapiditate, și vrem foarte repede să ne recuperăm după naștere, ca mai repede să ne întoarcem și în formele noastre, și la serviciu, să știți că alăptând, foarte repede o să ne reîntoarcem în forma în care am fost anterior. De ce? Pentru că prin alăptare, organismul nostru dă circa 500 de kilocalorii pe zi, doar pentru că alăptăm. Deci le pierd foarte ușor. Să faci 500 de kilocalorii la sală îți cere mult efort. Aici organismul le face într-o formă destul de ușoară și plăcută. Totodată previne toate formele de cancer al glandelor mamare și ginecologic. Deci, într-adevăr, sunt lucruri cert demonstrate. Acei hormoni care se stabilizează, lucrează bine, ei lucrează în favoarea mămicii. Și mămica este mult mai calmă, mult mai liniștită și aici vine și efectul oxitocinii care îi oferă acea calmitate și trecerea peste acea perioadă de stres postnatal și chiar peste problema de depresie vine în ajutor ca să depășească aceste probleme. O mămică care alăptează își formează acea relație unică, pentru că când clar lucru, orice mamă își iubește copilul, chiar și cea care dă formulă. Noi toate suntem bravo. Dar în momentul când alăptezi și simți acest copilaș la pieptul tău și după ce lași alăptatul și vezi o altă mămică alăptând, ți-aduce aminte de acea emoție complet diferit decât de cât ai da o sticluță. Deci este o emoție complet diferită care nu se va repeta niciodată. Și totodată, după cum asta a menționat, trăim într-o țară cât de cât în condiții unde banul contează, da, și amestecurile, credeți-mă, sunt foarte scumpe și anual ele devin tot mai scumpe. Este foarte greu să te trezești în mijloc de noapte, să pregătești sticluța, să fierbi apa, să o aduci la temperatura care trebuie, să pregătești lăpticul, să oferi sticluța după asta, să mergi să sterilizezi toate. Deci îți ia foarte mult efort ca să oferi acea formulă alăptată. În realitate, este simplu să iei copilașul lângă tine, să-i oferi pieptul, să adoarmă lângă tine și apoi să-l pui în pătucul lui. Deci este mult, mult mai ușor. Și dacă tot vorbim despre, să ne întoarcem un pic la acele reflexe, este foarte important să alăptați și parcursul nopții, pentru că prolactina este foarte activă pe noapte. De aceea și până la 6 luni rugăm mămicile, chiar dacă sunt unii copii care zic, mămicile nu se mai trezesc, să-i trezim. Deci nu este atât de important pentru copilaș cât pentru mama care alăptează, pentru ca să menținem cât mai mult lăpticul prezent. Și faptul că o să alăptăm mai des, cât de des hrănim copilașii pe parcursul zilei? Ne spuneți? 8. Dacă copilul trebuie să stea, să zicem, 3 ore și, să zicem, mai rapid un pic, nu. Deci îl alăptăm la cerere, în mediu iese cam 8-12 ori pe 24 de ore, inclusiv cel puțin 2 alăptări pe parcursul nopții, pentru că este important ca acea pauză de alăptare să nu fie așa de mare. Și într-adevăr, îl alăptăm des, pentru că în perioada de vară, lăpticul vine și ca apă, și ca nutrient, și ca alinare. Un copil care este alăptat, nu vorbesc de colici, dar oricum este mult mai liniștit, pentru că primește și acei hormoni de calmitate. Și un copil care este alăptat des, uneori copiii care sunt alăptați în primele luni de viață adaugă foarte mult în greutate. Și chiar lucrătorii medicali vă spun, da, cu cel hrănești așa că la 6 luni el deja are 10 kg. Doar lăpticul mamei. Nu punem copiii la dietă, așa este ritmul în alăptare. Deci în primele luni copiii merg cu un ritm foarte mare, iar apoi încetinesc din el, foarte important, dar în schimb lăpticul, acest lăptic al mămicii îl va preveni pe viitor obezitatea. Și astăzi, când într-adevăr avem foarte mulți obeși, este bine să ne amintim cum au fost hrăniți și acești copii în primul an de viață, pentru că este deja demonstrat că copilașul alăptat în viitor va fi mai puțin predispus către obezitate. Deci, da, îl alăptăm azi, dar ne gândim deja la viitorul lui. Prin faptul că va crește sănătos, mai puține infecții, cu un metabolism hormonal mult mai bun și cu o dezvoltare neurologică perfectă.
Și după cum v-am zis, practic toate mămicile pot alăpta, doar să aibă susținere de la familie, de la lucrătorii medicali, iar când aveți întrebări, să știți că, da, alăptarea este naturală, dar nu vine de la sine. Deci noi ne naștem și știm că trebuie să respirăm. Lucrurile astea nu le învățăm. În schimb, în alăptare este ca și în mers. Noi ne învățăm să alăptăm. Nu totdeauna instinctul ăsta de alăptare vine de la naștere. Și noi toți credem că punem copilul la piept, el știe cum să deschidă gurița, noi știm cum să-i dăm pieptul și totul trebuie să meargă perfect. Nu totdeauna este așa. Uneori este nevoie să punem întrebări. Pentru că toți ne ciocnim de probleme. Și toți trebuie să găsim acea persoană pe care să o întrebăm și nu e, cineva zicea că m-am informat din internet. În internet este foarte multă informație. Da? Și bunicile noastre, și mămicile, și surorile, și vecinile, toate au avut experiența lor de alăptare, dar ceea ce a fost bine pentru ele nu este obligator să fie bun pentru noi. Deci soluțiile lor nu totdeauna vor merge la noi și ceea ce este bine pentru noi nu va fi bine pentru alții. De aceea, fiecare experiență este unică și când aveți o problemă, este bine să mergeți cu întrebări către persoane informate, către lucrători medicali instruiți, către persoane speciale instruite. Și astăzi în echipa noastră avem două doamne perfect instruite în acest domeniu, consultante în alăptare. Eu nu știu, eu cred că cineva din dumneavoastră cred că a auzit despre mămica alăptează, cineva poate și a cerut ajutorul lor, dar de fiecare dată vin cu recomandări bazate pe dovezi și cu soluții individuale pentru fiecare mămică. Și dacă astăzi aveți careva întrebări, nu ezitați să le întrebați, pentru că o întrebare și un răspuns va rezolva poate însăși alăptarea pe tot parcursul, pentru că am vorbit că este un proces lung, până la 6 luni exclusiv, până la 2 ani și după, chiar dacă mămica dorește pe fond, e o alimentație complementară și ea trebuie să fie plăcută. Deci dacă te doare, n-ai să mergi mai mult de 6 luni, ai să o faci din forță pentru că trebuie pentru copilul tău. Dar dacă primești plăcere din lucrul ăsta, o să faci și după 2 anișori. Și mămicile, și aceste două doamne o să vă învețe cum să primiți plăcere și să oferiți plăcere copilașului. Deci o avem alături pe Alina Șmurun și Nadejda Fărâmă, care o să vă ajute și o să vă arăte și dacă doriți, puteți să vă implicați și dumneavoastră, avem machete multe, aveți copilaș pe care puteți să-i aplicați corect și să le oferiți, după cum am zis, multe întrebări. A, și cât doamnele se pregătesc, doar vreau să vă reamintesc. Este o altă metodă pe care putem să ajutăm copilașii noștri și este vaccinarea. Nu uităm, vă rog, de vaccinare. În primul an de viață avem foarte multe vaccinuri, ne sperie foarte mult acest lucru, dar să știți că este o mână de ajutor cu acestor copilași ca să meargă în viitor. Astăzi situația în jurul țării noastre este foarte dificilă. Și cunoaștem ce este în Ucraina, în România. Deja avem cazuri de boli pe care le-am uitat, cum este rujeola. Da, nu, ni se pare, o boală din trecut, dar această rujeolă poate să vină cu complicații până la deces. Și prin vaccinare încercăm să protejăm copiii anume de acele boli care vor lăsa sechele pe viață. Noi toți am fost vaccinați. Bunicile noastre, mămicile, bunicile au fost vaccinate. Noi toți după asta am născut copii, am adus pe lume altă viață și de ce vă îndemn să vaccinați, să mergeți cu programul de vaccinare. Contraindicații reale pentru vaccinuri sunt foarte puține. Majoritatea din ele, din păcate, sunt inventate și întârzie vaccinurile și apoi ne trezim că facem boală. Noi să vreau să vă zic că avem un boom de tuse convulsivă, de pertussis, care ar fi fost prevenit. Iar la copii, în primul an de viață, tusea convulsivă se manifestă nu doar cu acea tuse care noi ne temem, dar cu stop respirator. Acești copii ajung în spital, ajung la oxigen. Ei încă nu au reușit să se vaccineze, dar frații mai mari care nu au fost vaccinați, le aduc acasă această boală. Deci, mergeți pe vaccinare, ascultați, vă rog, de lucrătorii medicali care vă cheamă la momentul vaccinului și nu ezitați să le faceți, pentru că este cu alăptarea împreună un pas drept în viitorul copilașului. Și acum las cuvântul. Mersi mult, doamna Oxana.
Mă auziți? Bine auziți? Ok. Mă numesc Carina Șmurur. Eu împreună cu colega mea... Da, puneți, vă rog. Asta e ce? Eu înțeleg că de pentru ce. Poate aici trebuie ea. Da. Poate aici trebuie ea. Da, amin. Noi împreună o să vorbim. Ok. Noi împreună acum, astăzi o să vorbim despre atașare și poziția corectă în timpul alăptării și mai departe o să fie un blog despre mituri în alăptare. Eu vă propun, dacă cineva doriți să practicați împreună cu noi, acolo sunt niște păpușele care poate să vă ajute. Aceste păpușele au greutate ca copil nou născut și mărimea ca copil nou născut. Puteți să vă practicați. Aceasta de obicei ajută pentru mamele care încă sunt însărcinate și nu au experiența cum poate fi aceasta în mod real când copilul este în brațe. Doriți? Da, perfect. Este încă cineva? A, perfect. Mersi mult pentru implicare. Da, mulțumesc, Alina, pentru introducere. Bună ziua încă o dată la toată lumea. Mă numesc Nadejda și Alina o să arate, dar eu am să mă apropii de mamele care au luat păpușa și o să încercăm împreună să practicăm. Bine? Spor. Ok. Haideți să începem. Întrebarea mea este către voi. Cum credeți? De ce poziția și atașarea corectă este importantă pentru alăptare? Cine vrea? Dacă dumneavoastră doriți, puteți să vă răspundeți. Puteți să răspundeți. Nu știți, dar poate aveți careva idei. Da, eu înțeleg. Dar cineva, cine deja au copii, da, poate, sau ați atras atenție, de ce aceasta este important? Acolo unde? Aha. Puteți să spuneți încă o dată? Nu, nu, nu. Pentru stimularea laptelui. Dar cum credeți, cum influențează la stimularea laptelui? Da, 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 stați o clipă, da. Vă spun, puteți să spuneți? Poziționarea unui copil la stimularea laptelui pentru ca mama să nu aibă urmă, mangelon sau durieri. Aha. În timpul alăptării, da. Și copilul pentru deglutiție normală trebuie să aibă poziții ca picătura de lapte să meargă foarte ușor, să ajungă în stomazel copilului și el să primească o plăcere din alăptație, dar nu un chin. Aha, vă mulțumesc foarte mult, da? O să dăm un premiu. Da, care? Da, mame care a răspuns corect. Care premiu? Din partea Organizației Mondiale a Sănătății. A, da, bine, bine. Perfect. No, dar am spus că mămicile care vor fi active și vor răspunde corect la întrebări pot trece acasă cu ternuță de alăptare. Și acum vreau să specific despre aceasta, despre perna pentru alăptare. Eu vă arăt mai departe pozițiile corecte pentru alăptare, dar trebuie să înțelegeți că perna aceasta poate să fie utilizată în timpul alăptării, dar ca sprijinul nu pentru copil, dar pentru mâinile dumneavoastră. Aceasta este foarte important din cauza că de obicei mamele pun copilul pe pernă și el stă undeva separat, foarte departe, da? Și el mănâncă sân și asta este incorrect. Mersi mult pentru răspunsul așa de diversificat și corect. Câteva idei încă aveți? De ce este așa de important? Sau doriți să spuneți? Pentru comoditatea mamei. Da, și pentru comoditatea mamei. Și pentru încât, pentru ce? Eu pot să vă spun că toate aceste răspunsurile sunt corecte, că atașarea și poziția corectă ajută pentru comoditatea dumneavoastră și pentru comoditatea copilului și pentru eficacitatea alăpterii, că copilul cu puterile puține poate să primească rezultatul foarte mare. El poate să primească cantitatea necesară de lapte.